Facultății de Tratare a Secțiilor de Radiologie și Oncologie a Spitalului de Urgență Mavromat din Botoșani. Valoarea totală a investiției este de 21.427.551,62 lei și va cuprinde, pe lângă lucrările de extindere și modernizare a secțiilor de radiologie și oncologie și dotarea acestora la standarde moderne conform legislației în vigoare. Documentația tehnico-economică a fost avizată în Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Județean și pentru că am dorit să grăbim pașii, am și solicitat Companiei Naționale de Investiții ca acest proiect generos să fie deja inclus în lista de sinteză, urmând ca, după votul dumneavoastră de astăzi, să transmitem indicatorii și să obținem finanțarea guvernamentală. Dacă sunt dezbateri, nu avem, supun la vot proiectul de hotărâre.